Continuăm jurnalul cu informații de ultim moment. Un nou dosar pentru greii fotbaliori, o nouă condamnare de această dată în Belgia. Printre cei condamnați se numără Ioan Becali, Cristian Borcea și Liviu Ciobotariu. Detaliile vin de la colega mea, Liliana Năstase. Lili, te rog. Am găsit fostul impresar Giovanni Becali, fostul acționar de la Dinamo, Cristian Borcea, dar și fostul fotbalist Liviu Ciobotariu au fost condamnați în această dimineață la câte 6 luni de închisoare cu suspendare de un tribunal din Belgia. Condamnarea vine pe fondul dosarului în care aceștia au fost cercetați pentru fraudă fiscală în dosarul transferurilor efectuate de Standard Liège în perioada 1999-2004. Pe lângă pedepsele de închisoare cu suspendare, cei trei au primit și amenzi în cuantum de câte 11.000 de euro și de asemenea le-au fost confiscați 24.000 de euro. Cei trei au fost trimiși în judecată alături de alte persoane din fotbalul belgian, fiind acuzați, așa cum spuneam, de fraude în cazul unor transferuri efectuate în Belgia. Potrivit procurorilor, un mecanism de facturare ar fi permis fraudarea fiscului belgian și de asemenea sustragerea de la plata impozitelor în cazul transferurilor mai multor fotbaliști. Cei trei vor urmează să primească deciziile și evident să transmită către autoritățile din Belgia sumele solicitate și decise de judecători ca fiind confiscate.